Ciobaciu, cum e viața la munte? Cum e în munte, Baciule? Ai fost la munte? Cât ai fost în munți? 33 de veri. 33 de veri? 33 de veri. Și ce face un cioban în munte, Baciule? Așa, ca idee. Eu, ca idee, eu băgam brânză în toate zilele aproape. În toate zilele băgam brânză. Că n-aveai cine, n-aveai cu cine, n-aveai. Trebuia să bag brânză în continuu. Așa, Baciule? Și trebuia să stau jos să mă văd și eu. Da. Așa. Trebuia să bag brânză în toate zilele. Da. Trebuia să, că era 3000 de oi, era 100 3000. De vaci. Da. Și câți ciobani? 17. 17 ciobani. Câini aveți? Că aveam câini ca lumea, 25 de câini. 25 de câini. Da. Erau urși și venea dreacu în toate zilele. Deci urși și chiar în munte, nu cu... Nu, doamne, munți, bre. Nu. În munți. În munți, cum? Și... Am stat 33 de veri, că mi-a plăcut mie de drag. 33 de veri de drag. Ia, vino mai încă, Claudiu. Deci de drag asta 33 de veri. Eu am stat 33 de veri de drag. Adică 33 de ani, cum ar veni. 33 de veri de plăcere. De plăcere. Da. Și am băgat la brânză tone întregi. Tone. Și da. Ce face ciobanul munții? Ce să facă, domne? Unii se ducea cu oile. Așa. Unii se ducea cu vacile. Da. Și nu trebuia să facem, să băgăm brânza. Da. Ei, la alții făceau urda, da. Ăștia așa și așa mai departe. Așa. Trebuia să facem. Aveați măgari? Aveam și măgari, un cârd. Un cârd? Da, îi ducea de vale să care sare bolovan, să care mălaiu, să care vestea. Deci măgarul duce greutăți mari, nu? Duce greutăți, pe cum? Da, și era, am stat 33 de veri de plăcere, de drag. Și cum, unde doarm ciobanii? 33 la munte și mai are 4 cu mine aici. 4 veri aici. Da. 4 și cu mine. Cum stă ciobanul? Păi unde doarme? El doarme în satelit, în ăstea, cum le zice noi. Satelit? În boșcă. Așa? În boșcă și ei lații se ducea cu ele. Da, noaptea doarme în boșcă, cum se ducă, da. Sigur că da. Hai cu oră mine, Claudiule. Da. Și așa zici, deci, da. Așa zici, deci nu e, deci, în munții... Era, trebuia să băgăm brânză de buduf. Da. Brânză trebuia să se facă în continuu și noi trebuia să băgăm într-una și într-una. Dă-i mai aproape ca să zicem. În toate zilele trebuia brânză băgată. Deci în toate zilele. Păi dacă era atâtea vite, era... Le băgăm noi aici. Așa, era două cârduri de mânzări. Ce sunt alea? Două cârduri de mânzări de oi, de mulți. De mulți? Da, și 100 de oi? 100 de vaci cu lapte. În fiecare zi mulgeați 100 de vaci? Da. Și câte oi mulgeați pe zi? 1500. De oi? Da. Două cârduri. Două cârduri. Mai erau, da. Și sterpe între ele, da? Păi nu alea, alea era la vârf, la nioare. Le alegeam, nu era la noi la stâna. Da? Păi cu... Era 3000 toate. 3000? 3000. Da, 3000, cum a zis prima dată. Da. 1500 și 1500. Da. 1500 pe lapte, cum ar veni. Da. Să mulgi 1500 de oi zilnic, câți ciobani? Două cârduri, 17 am pus. Da, mulgeam la ușe de 4, între 6, depinde. Da, mulgeam câte 6 inci la ușe și de prânz, le mulgeam de 3 ori atunci. Aha. Deci muncă la stână, la stână nu e distracție, nu, ce hai să... Muncă, avem noi aici, acum 300 de mânzările. Era muncă ca lumea, așa, nu așa... Am înțeles. Era de... trebuia să... și era multă muncă, na. Și ursul când venea, lupul când venea, de unde... Venea mereu, în toate zilele, venea și ursul și lupul, trecea pe lângă ei ca pe cale ferată. De unde? A, deci îi vedeați mereu, nu? Ha, păi ce treabă avea, le făcea Florin, Chirsti film cu ei. Da? Da. Mă, frate, să vedeți ce rezistență poate să aibă un cioban să stea numai în munți. Și nu coborai, să stai toată vara numai în munte sau coborai? Nu, la o săptămână, două, plecam acasă la două săptămâni. Plecai la două săptămâni și când? Veneam până acasă, că veneam la frunz și pe aia mă duceam înapoi. Înapoi? Da, păi rămâneau ei la alții acolo. Să mai rânduia între ei. Să rânduia? Da. Da, că nu putea să stea toată vara. Stăteam cu socrul meu acolo și mai stătea și eu la apoi. Ce să facă, n-a? Și băgam la brânză în continuu, aia era treaba. Aia era treaba. Și cobora și să vindea brânza, nu? Din munte. A, băi, cum? Să vindea, să te dea la oameni, da, la oameni, la aveau și animale strânse. Duceam și la, duceam 6 tone, trebuia să o ducem la Icin. Am înțeles, deci tone de brânză făceai să fabrică. Păi tone, băi, cum adică? De care de muncă. De muncă. Și munții sunt plini de cârduri de oi, de... Nu mai, nu știu dacă mai fie acum. Nu mai și deși. Acum s-au mai retras, mai dus, cum suntem noi aici. Nu mai, nu știu, dacă Dobrogea, n-am mai fost de vreo... Cum? S-au mai dus în Dobrogea. S-au mai dus, da. Mulți au plecat, mai ales sibienii, au plecat în Dobrogea. Mulți nu le mai mult, că n-au cu cine, lasă-mi ei să sugă. Da. Și aici în sat mai era un băiat care făcea și acum lasă-mi ei să sugă. Și era mult de muncă. Și în partea ardealului. Deci, cei care stați la oraș, fanii mei, și eu mi-e drag să vin la stână, să văd, să admir, să fac un videoclip, să vedeți dumneavoastră. Da. Dar e greu, fraților, la stână, e greu, e jale, nu e... Așa, noi ne delectăm, ne e drag, facem comedii, dar
La ciuban? Mie mi-ar fi plăcut să... Să cânti acolo la orgă. Să mai ieși în oraș. Să veniți, să veniți să luați brânză, da. Ce n-ați mâncat aici de la Claudiu, da, Duicu. Claudiu, mai dai o dată numărul tău? Da. Cum să nu? 0752, da, 683, da. 902. 0752 683 902. Da. Claudiu Duicu, îl găsiți și pe Facebook. Luați legătura, fraților, cu Titi Pătrașcu. Și cu Titi Pătrașcu Baciu. Baciu. Care face brânză. Care face brânză. Deci da, asta e viața, da, cu oile. Deci nu am e... Trecut, am avut un, da, baci, anul ăsta. Nu e glumea. Uite pe domnul Dan aici. Sunt foarte, foarte mulțumit de el. Da. Deci mulțumiți. Da. Sunteți neamuri, sunteți rude? Suntem și rude, suntem și prieteni. Și prieteni. Da. Deci, da. Deci omenia la... Are patru veri cu mine. Patru, da, veri. Deci, doar asta vară l-a fost. Da. Omenia la... Omenia la aici e altfel față de orașe. Problema de omenie. Nu se pune. Da. Păi omenia, dar fără omenie nu... Nu faci nimic. Sergiu vine și mai face câte o filmare aici la voi, că îmi place tare mult și mă simt tare bine. Acum facem și o cântare cu Daniel Chițulescu, cu băieții noștri. Foarte bine, domne. Da? Cum să cânt?